Joi, 2 noiembrie, primele trolebuze dintr-un total de 14 au plecat din Cehia și vor ajunge în Galați luni, 6 noiembrie. Trolebuzele nu vor intra imediat pe trasee pentru că urmează o etapă firească în care acestea vor fi omologate, apoi vor fi adaptate echipamentelor electrice la rețeaua din Galați. Tot luni va sosi și o echipă de specialiști din Cehia. Aceștia vor testa trolebuzele fără pasageri pe rețeaua locală pentru a regla parametrii tehnici. După finalizarea testelor se va face recepția și transferul de proprietate, iar apoi trolebuzele vor intra pe trasee. Contractul a fost semnat pe 16 martie anul acesta și are o valoare de aproape 6 milioane de euro. Conform calendarului de livrare actualizat, furnizat de partenerul ceh, în fiecare săptămână a lunii noiembrie vor sosi loturi a câte 3 trolebuze, astfel încât toate cele 14 vor ajunge în Galați la începutul lunii decembrie.